cel nerefinicat. E legal, dacă nu e legal, n-a face asta. Într-o parcare privată, eu nu cred că e legal. Nu mi-are și întrebat de direct. Bun, cine sunteți dumneavoastră? Vă rog frumos. Am da, parcat de, mașina în pas de cu cela poartă o vestă reflectorizantă, dar nu e nici polițist local, da, asta am vrut să scot în evidență. E un paznic în vestă verde. Exact. Deci eu inițial am suspectat că a fost un fals polițist prima dată, dar eu consider totuși că este un angajat al unității comerciale, părerea mea personală. Păi doar părere, dar nu avea semne distinctive, nu avea un ecuson. Nu, 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 nici măcar acea insignă care în România la noi este obligatorie. Este obligatorie. De acord. Și ai semnalat problema că în parcare rezervată persoanelor cu nevoi speciale a oprit, a lăsat cineva mașina care nu are astfel de nevoi speciale. Exact. Acum nu am apucat, pentru că nu mi-am dat seama, că să filmez și celelalte. După cum se vede, este o grămadă de mașini parcate neregulamentar, loc de handicap, da? Da. Și ce faceți în acest scop? Exact. Stați și vă plimbați, da? Și locul de handicap nu avem voie. Dar cum nu aveți voie și acolo de ce? Spune că nu este potrivit să... Și copil și pe handicap nu avem voie să blocăm. Bun, dar nu sunt handicap, deci o parcare care... Parcare privată, veniți și dați anunț. Da. Noi suntem firmă de la București, domnule. Nu, deci... De la Dumnezeu. Bun, deci, dumneavoastră, acolo... Nu, nu. Acolo sunt locuri de handicap ocupate. Se blochează accesul la locurile de handicap. Da? Locul de handicap parchează mașina. Încheta, aveți de handicap? Nu. Nu, dar... Eu de aia n-am parcat, zic, 2 minute să văd dacă sunt puși și vin și... Uitați, acolo este o mașină. Să mai erau încă 3 locuri pentru persoane cu handicap care erau ocupate. Deci dacă venea o persoană care avea nevoie de ele, nu, pur și simplu nu putea să le folosească. Deci nu era niciun loc liber pentru persoane cu handicap. Nu era niciun loc liber pentru persoane cu handicap. Dar de unde știi că cei care au oprit acolo nu erau persoane cu handicap? În primul rând, nu aveau niciun semn pe mașină și în fața mea au coborât oameni sănătoși. Deci, poate au probleme de cap, probleme de dizabilități mentale. Da, dar el ca și paznic avea datoria să se asigure că acele persoane au nevoie de acel loc, de acord? De acord. Și dumneata ai semnat la problema asta, el a zis că nu se bagă acolo, că acolo e doar pentru persoane cu nevoi speciale. Și cu ce s-a terminat întâmplarea? N-am apucat să facem pentru că dânsul a fugit, pur și simplu a fugit de noi. În timp ce mergea, Tony amenința, păi las că vezi tu că am să sun eu la poliție, vezi tu ce a să se întâmple. Deci, mă rog, dar am vrut să semnalez faptul că acea persoană este incompetentă. Dânsul dădea amenzi mașinilor parcate și care pur și simplu nu încurcau circulația, dar trecea cu vederea ocuparea locurilor cu handicap. E ciudat ce fel de amenzi poate da o persoană care nu e polițist. Nici de la rutier, nici deci poliția el, locală. După cum bine se vede în filmare, avea un soi de proces verbal în mână. A început să fotografieze mașini, deși asta nu cred că este legal, nu? Ba, fotografiatul e total legal, e libertate de exprimare. Poate după aceea folosirea în presă a datelor ăstora personale nu este legală. Da. Difuzarea lor. Părerea mea și procesele verbale, nu știu cât sunt de legale, dacă el nu are competența și autoritatea să întocmească procese verbale. Cine știe ce chitanță rupea el acolo? Da, vezi dreptate. Mulțumesc. Vrei să te prezint și să spui de unde e filmarea? Da, mă numesc David Ardelean. Sunt din Baia Mare, județul Maramureș, România. Și tot de acolo e filmarea? Cum? Filmarea e tot din Baia Mare. Din parcare, de la supermarketul Kaufland, pentru cei din Baia Mare, vis-a-vis de Spitalul Mare, Spitalul Județean. Și n-ai vrut să-ți arătăm fața, că altfel noi am fi fost deschiși pentru comunicare transparentă. Bine, eu acum voi încerca, dacă se poate, să
îl mai caut pe respectivul domn care dă amenzi, așa ar fi potrivit părerea mea personală și să... Îl întreb ce drept are să aplice amenzi, dacă e polițist sau nu. Da, și în videoclipurile următoare, dacă va fi să fie, și fața se va arăta. Fața ta sau a lui? A mea. Fain, mulțumesc. Și a lui se poate arăta, și a lui, numai decât se poate arăta fața lui. Sigur că da, da. Mulțumesc pentru încredere, felicitări pentru debut în activism. Sperăm să mai auzim despre dumneata de la Baia Mare. Mulțumesc. Noroc.